care adaugă la salariul minim încă 50 de lei. Astfel că norma în corportaj automat ar trebui să mai crească. În al doilea rând, sporurile de vechime nu sunt adăugate la cei cărora li se cuvin sporurile, iar aceste sporuri de vechime sunt între 5 și 25%. Deci ar crește cu un sfert salariul colportorului, inclusiv depunerile lui. Și atunci ar trebui să treacă de 3.000 de lei cu depunerile lunare în colportor cu 8 ore, ceea ce este extrem de dificil în condițiile în care acum un vânzător ambulant depune 2.100 de lei. Adică să-i crească cu o treime norma de vânzare este un lucru care îi va face pe mulți să renunțe la 8 ore de colportaj. Mai este un neajuns și anume faptul că ei primesc bonus în carte, ei trebuie să vândă cartea respectivă ca să aibă bani. Și din constatările și din ce mi-a spus Mihai, dar și alți prim colportori de la conferință, mulți dintre colportori nu-și vând bonus. Sau, ce fac Cristina? Își iau câte o lună, concediu fără plată, spune eu trebuie să-mi vând bonus. Poate cele de concediu fără plată, nu mai vinde nimic pentru editură și vinde bonusul în luna respectivă ca să... Pentru că nu pot să vândă și pentru normă și pentru bonus.